Avea. Cum arată temperaturile? În weekend a fost extrem de cald pentru perioada asta. Exact. Bună dimineața din nou tuturor. Într-adevăr, avem vreme mult mai caldă față decât ar fi normal pentru data la care ne aflăm. În weekend am simțit oarecum aer de primăvară-vară mai mult și astăzi de asemenea se anunță temperaturi foarte ridicate, cu mult peste normele perioade. Vorbim de maxime ce vor atinge chiar 31-32 de grade vom avea prin Focșani, fix ca o zi de vară. Ne vom bucura de razele soarelui pe tot parcursul zilei în majoritatea regiunilor. Însă, odată cu lăsarea serii, se vor aduna nori și vom avea parte de precipitații sub formă de aversă, mai ales prin nord, nord-vest și prin centrul teritoriului. Aceste precipitații le vom păstra și pentru ziua de mâine, tot prin aceste zone. Însă, vestea mai puțin bună este că temperaturile vor fi în scădere. Scădere semnificativă, aș putea spune eu, în anumite zone, pentru că dacă astăzi avem 25-26 de grade, tot așa prin nord, nord-vest, centru, astăzi ajungem la maxime de până la 13-14, poate cu greu 16 grade. Însă, în continuare, în sudul și sud-estul teritoriului, rămânem la temperaturi peste normele perioadei și vorbim de maxime de până la 26-27 de grade. Și pentru ziua de miercuri, de asemenea, meteorologii ne aduc ceva înnorări și precipitații slabe, trecătoare, de asemenea, prin nord și prin centru și, de asemenea, temperaturile vor fi în scădere, astfel că nu vom depăși 22-23 de grade.